Bine v-am regăsit, dragii mei, dragi, la o nouă etalare cu surprize, o etalare interactivă care sper eu să ne vorbească foarte tare despre planul amorului, planul iubirii în luna octombrie, pentru că așa, ușurel, ușurel, ne apropiem, ați văzut dumneavoastră, de luna octombrie, care vine cu destul de multe schimbări, dar cu siguranță le puteți face față pentru că există foarte multă flexibilitate de care, culmea, unii dintre dumneavoastră dați dovadă, deși nu pare, foarte multă așezare, foarte multă echilibrare și cred că sunteți în unele cazuri gata să treceți la niște tratative, la niște discuții care conduc către planuri pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung sau până la capăt. Adică vor fi niște discuții în urma cărora s-ar putea să știți foarte clar ce urmează pentru voi din punct de vedere al iubirii. S-ar putea să fie niște legături, niște reluări de legături, dar de data aceasta se țină până la adânci bătrâneți. Asta dacă ați văzut în avantpremiera shorturilor pe care le-am făcut pe canal, acolo chiar o să vedeți că pentru fiecare zodie în parte există aceste planuri care se pun la punct începând cu luna octombrie. Da, să revenim la uițele noastre. În această seară, eu am ales pentru dumneavoastră tot o etalare interactivă pentru că sunt foarte multe mesaje care îmi solicită, fără doar și poate, acest stil, această modalitate. O să fac și general, v-am zis, general, interactiv, depinde și cum și în ce stare sunt. În seara aceasta avem așa, trei cutiuțe cu tămâie cu diferite arome. Pentru etalarea 1 am ales tămâia cu aromă de orhidee și culoarea aurie. Pentru etalarea a doua am ales floarea de nard, tămâia cu mirosul de floare de nard, iar pentru cea de a treia avem mirosul de trandafir, tămâia cu aromă de trandafir sau culoarea roșie. Deci ori auriu, verde și roșu, ori orhideea, floarea de nard sau trandafirul. Acum depinde dumneavoastră cu ce rezonați. Bine, ideea este că cel mai bine este să rezonați cu mesajele care vi se potrivesc vouă în primul rând. Acum dacă vă potriviți și cu celelalte etalări, luați câte din fiecare ceea ce vă face bine, tocmai pentru a vă rezolva problema. Până la urmă, nu este nimic bătut în cuie și aici este flexibilitate, aici este vorba despre iubire. Bun, haideți să vedem pentru prima etalare. La final am aici o cărticică extraordinar de faină care ne vorbește Barbara Moore, ne vorbește foarte tare despre arta divinației tarotului și la final s-ar putea să găsim aici pentru dumneavoastră un mesaj surpriză provenit prin intermediul acestei cărți de tarot. Prima etalare, minutul 3:26, este intro în subsolul acestei etalări, o să aveți timpii tocmai pentru a vă fi mai simplu. Deci avem așa planul iubirii pentru luna octombrie. O să aleg două pachete de cărți de oracol. Chiar trei, acolo unde simt nevoia o să clarific. Avem un D, un C, un B, un scorpion în primă fază. De asemenea, o balanță, un vărsător, un gânditor, o persoană care în momentul de față este singură, însă vrea să fie lăsată în pace. S-ar putea să fiți ori dumneavoastră, ori persoana la care voi vă gândiți. Încearcă să se pitească de lume, s-ar putea să fie retras într-un cerc destul de restrâns de prieteni, s-ar putea să fie o persoană care își dorește să fie retrasă sau să stea retrasă. Este ca și cum ar fi dispărut așa de pe firmament și cred că foarte multe dintre dumneavoastră vă întrebați, dom'le, dar ce este cu persoana asta, că nu mai dă niciun semn de viață sau nu mai reapară, măcar să braveze, să apară oricum, nici nu contează, numai să știu de el sau de ea. Ca inițiale simt că este vorba despre un O, un R de asemenea, un B foarte mult, un I sau cineva, dacă
eu știu, va alinta pui, pui, puiule, puișor, puiuț, etc., etc., Ștefan, Ștefania, persoane care lucrează în domeniul acesta al legii, să zic așa, justiție, lege, grefier, secretariat, tot ce înseamnă lucrul cu legea, că nu trebuie neapărat, mă rog, sau nu să fie certat cu legea, Doamne ferește, nu trebuie neapărat să fie o persoană care lucrează doar în instituțiile de justiție. Poate să, nu știu, să lucreze la tribunal, la primărie, la prefectură, etc., etc. Să, de asemenea, că o relație destul de secretoasă, dacă vreți, sau o relație ținută în secret. Un nebun frumos, doi nebuni frumoși. Sau o persoană care alături de care a trăit destul de multe lucruri, nebunește așa sau la extrem pe munche de cuțit, sau poate că și această dragoste poate să fie una pe munche de cuțit în momentul de față. O persoană care se află, v-am zis, sub o formă sau alta în pribegie, știți, este, mă și bâlbâi, exact acea persoană care își dorește să se regăsească pe el sau pe ea. O persoană singuratică, o persoană care din punct de vedere emoțional este loială în sensul că parcă nu mai vrea să fie cu nimeni sau cred că s-a săturat să fie cu cineva. Pe cale să facă o chestie destul de la limită, așa, o chestie nebunească, s-ar putea să o facă, o să pun aici că vreau să ne auzim bine. S-ar putea să facă poate o chestie nebunească, un salt important în viața sa, de asta cred că a stat un pic în expectativă, așa, a tot așteptat un moment bun să facă un pas extrem de important, în primul rând cu viața sa, să iasă dintr-o cochilie în care s-a închis pentru că și-a pus tot soiul de bariere, una de jur împrejurul său, ascunzându-se de fapt într-o aparentă zonă de confort, dar nu numai că este o zonă de confort, este ca un zid, ca o cetate. Nu poate fi atacat din nicio parte, nu poate să fie luat cu asalt sau luată cu asalt, doar dacă vrea el sau ea să iasă din această lumină, din acest secret, se învolve așa într-un soi de secret. Însă mai este pe lângă el sau pe lângă ea o persoană care este extrem de prietenoasă, fidelă, îl sfătuiește bine sau o sfătuiește bine și ceea ce o sfătuiește sau îl sfătuiește este chiar să facă ceva ce n-a mai făcut până acum sau poate că va face ceva în ceea ce vă privește pe voi, o să vedem imediat, ceva ce nu era capabil până acum sau nu era capabilă până acum să facă. Poate a fost reținut, poate a fost reținută sau poate că nu îi stătea în fire sau nu îi stă în fire să facă o chestie de genul ăsta, astfel încât voi să spuneți, Doamne, dar n-aș fi crezut niciodată că este capabil să facă chestia asta. El să-și calce pe inimă sau ea să-și calce pe inimă să facă chestia asta, să facă, bine că face măcar pentru el sau pentru ea, dar bine că nu mai stă în zona aia de disconfort, bine că ia acțiune. O mutare, de ce nu? Sau poate că face ceva ce n-a mai făcut niciodată în viață, se apucă de un sport extrem, nu știu, se sare cu parașuta, nu știu, se duce la Formula 1, la curse, nu știu. Evident că este metaforică expresia, dar sunt noi începuturi, nu vă ascund. În luna octombrie, pentru că despre asta este vorba, planul iubirii în luna octombrie, sunt noi începuturi pentru această persoană. Speranță, de asemenea, în ceea ce privește o turnură extraordinar de importantă în viața dumneavoastră amoroasă plecând de la persoana asta. Adică turnura și schimbarea strategică vine din partea acestei persoane, nu din partea voastră. Adică această ființă este gata să facă așa, să facă ceva, o surpriză, să pregătească o surpriză, nu știu, să vă ia prin surprindere. Deci avem cartea surprize, avem cartea speranței, avem aceste noi începuturi, schimbare, turnură în 4 zile, 4 puncte, o lună de zile. Există reîntoarcerea unei persoane, dar de data aceasta cu o altă maturitate. Sau poate că persoana la care voi vă gândiți și care s-a comportat ca un copil sau ca o copilă în ultima perioadă, iată că în luna octombrie, în toată această lună, s-ar putea să facă o chestie pe care n-a mai făcut-o și care va demonstra faptul că în sfârșit a făcut o chestie cu maturitate. Posibil să fie o diferență de vârstă între energiile feminine și masculine, Capricorn, Taur, Berbec, dar este extrem, sunt două bufnițe pe care eu le văd în momentul de față.
Două bufnițe care, o să vă și arăt, că o să vedeți înțelepciunea acestei, se vede? Nu se vede. Se vede aici una și se vede, unde ești mă, că era alb așa, și se vede aici a doua. Vedeți? Două, ia să le pun eu așa, ia uitați, pe o cracă. Sau cuplu. Doi, cuplu. Dependența asta unul de celălalt vă aduce împreună. Persoana asta de data aceasta s-ar putea să vă asigure nevoia de stabilitate materială, financiară, emoțională. Ținând cont de faptul că ori a mai avut pe cineva între timp, ori este într-o relație, însă posibil ca chestiunea aceea nebunească pe care o să o facă sau de care nu credeți că este capabil sau capabilă să fie tocmai renunțarea la tot și la toate pentru a reveni în viața dumneavoastră și a vă asigura vouă acea stabilitate de care aveți atâta nevoie, să vă ia cumva la pachet, pentru că își găsește nordul. Toată perioada aceasta în care a fost distanțat față de voi, toată această sau distanțată, toată această perioadă în care s-ar putea să nu mai fi auzit nimic de, poate să fie și rac, nimic de el sau de ea, l-a ajutat sau a ajutat-o foarte tare să se maturizeze. Poate și o problemă cu sănătatea, parcă și, eu știu, o dezechilibru emoțional, dar din câte se pare, cred că reușește să își dea foarte bine seama că timpul nu mai este prielnic și dacă tot stă așa în ea, dacă tot nu se arată, dacă tot fuge de ce? Că se învârtește în cerc și, până la urmă, toate drumurile tot la voi duc. Știți că spuneam într-o etalare trecută, fuge ca naiba de voi, dar nici știind că fuge până la urmă de ceea ce vă este destinat. E bine, cred că se poate fi o continuare a acelei etalări în persoana acestui bărbat. Cel puțin așa simte în această etalare, cu ochișorii închiși la culoare, poate să fie un albastru închis, un gri închis, un negru, dar cu siguranță cărunt sau cu părul spicat, cu barbă în unele cazuri. Diferență de vârstă văd. Este la drum, pleacă, vine, se mișcă, progres în ceea ce vă privește pe voi doi și mai ales, v-am zis, din punctul persoanei aceasta, adică se mișcă, iese din starea aia de singurătate, de lasă-mă, nu mă mai băga în seamă, lasă-mă să ies eu din peșteră, să-mi ling rănile și să revin în viața ta și să aduc așa un soi de stabilitate și de iubire. Dintr-o dată lucrurile se schimbă. Văd niște turnuri, niște orașe, poate cu blocuri turn, sau lucrurile se construiesc să ajungă acolo, eu știu, unde vreți dumneavoastră. De speranță este și este mai ales acestei maturizări. Ok, tot trei cărți aș vrea. S-ar putea în unele cazuri să fie un grizonat picat din negru, s-ar putea să fumeze foarte mult. Recuperări. Eu zic că își recuperează, da. Dorește foarte tare să vă recupereze. Asta este din ceea ce simt eu aici. De asta există și Cartea Speranței. Sunt două cărți care vorbesc despre dorință și, ia uite, și speranță după o tristețe, după ce ați suferit. Există dorința de a recupera de acolo de unde ați rămas, fără doar și poate. Haideți să vedem ce ne povestesc anumite obiecțele, nu o să mă uit, o să le extrag, dar o să las, acum că a ieșit ceasul, dar o să-l las la o parte. Deci ar putea să fie o chestiune de timp, dacă Londra vă spune ceva, Wembley, Londra, mă rog, în general vorbesc de Marea Britanie. Universul ia cunoștință de rugăciunile voastre, de faptul că vă doriți ca această persoană, cel puțin în cazul celor care ați ales această etalare, să revină în viața dumneavoastră. Cred că, vedeți, din nou există acest pandantiv, această cruciuliță care ne vorbește de faptul că există șanse de a vă crea o relație, o oficializare a relației sau pur și simplu o stabilitate sau ideea de familie, stabilitate a familiei. Cineva poartă și ochelari, că sunteți dumneavoastră,
că este această persoană matură sau există posibilitatea să vă, să vă urmăriți unul pe celălalt, voi să urmăriți sau ei să, să urmărească și cred că mai este aici o informație extrem de utilă pentru voi, este gata să renunțe la un orgoliu, este gata să își dea jos absolut tot ceea ce sau să dea la o parte tot ceea ce nu a văzut la dumneavoastră. S-ar putea să vă vadă cu alți ochi de data aceasta sau relația pe care o aveți voi s-ar putea să o vadă cu alți, cu alți ochi. Se găsește această soluție, este evident că există această soluție la deblocarea situației voastre printr-o surpriză și o să vedem, o să lăsăm această carte și o să vedem despre ce este vorba. Este doar o chestiune, cum spuneam, de timp, ceasul tică este pe vine. Și cred că primăvara joacă un rol extraordinar de important, am aici un mărțișor, primăvara, ori primăvara, la primăvară sau începând din luna octombrie până la primăvară s-ar putea să aveți această familie, recuperarea a familiei și o să las la o parte ceasul pentru că de fiecare dată cred că o să-l iau și este și mare la atingere și o să vedem, vedeți, nodul este desfăcut, nu mai este un nod, deci cu siguranță se deznoadă toată situația asta dintre voi, mai ales dacă cineva pe acolo a făcut și anumite lucruri neortodoxe, ca să zic așa. Deci așteptați-vă ca în luna octombrie această persoană să revină sub o formă sau alta în viața, în viața dumneavoastră. O mână de ajutor. Aveți aici, bineînțeles, un as, fără doar și poate există un as în mânecă. Încă voi aveți un as în mânecă, încă există, bineînțeles, potențial, există foarte multă emoție, dar și noi aventuri. Exact cum spuneam în prima carte, în primul mesaj, este vorba despre noi începuturi, ceva nebunesc. Poate că este o persoană care renunță la orgoliu, la ego și va face el primul pas sau ea primul pas, va încerca și va încerca asumat, pentru că va fi foarte încrezător, încrezătoare și foarte curajos, curajoasă. Adică dacă până acum n-a avut acel tupeu să facă ceva pentru voi, pentru liniștea voastră, de data aceasta parcă văd că și-a hamul și praștea și renunță la tot ceea ce este inutil, inclusiv relațiile în care este în momentul de față sau, mă rog, serviciul, în sfârșit, tot ce îl ține legat acolo și toate barierele îl dă la o parte, fiind extrem de încrezător că lucrurile se mai pot salva între voi două și are în gând chiar să învingă absolut toate să învingă în sensul de a crede cu tărie că reușește în orice fel de discuție pe care ar putea să o aibă cu dumneavoastră. Știți? Eu zic că există anumite secrete pe care le veți afla, există o întrevedere în care vă va spune anumite secrete, vă va împărtăși din ultima perioadă în care n-ați mai fost împreună, din această perioadă temporară. Toamna joacă un rol extrem de important, de asemenea, toamna, primăvara, la fel. Este vorba de a se întâmpla ceva, deci cum necum între voi se va întâmpla ceva, există o strălucire, există acel furii și de asta spun s-ar putea să fie o relație sau apară în viața dumneavoastră, dar să mai fie puțin furiș, așa, știți, să vă mai vedeți pe furiș ca niște adolescenți, să ieșiți pe afară sau să vină la voi, să spun hai, vină un pic, două secunde, sau dacă este o relație la distanță, hai, stai puțin, două secunde, să vedem totul până se pune la punct, până când această persoană hotărăște să lase în urmă tot și să înceapă până la urmă o relație cu voi. Există distanță pentru că este vorba și despre un avion, poate să fie vorba despre o distanță, altă țară, alt continent, altă localitate, poate să fie vorba. Se reaprinde scânteia. Este clar că între voi mai există posibilitatea reaprinderii acestei scântei. Probabil că focul a fost mocnit, așa.
dar pune paie pe foc persoana asta și cred că momentul în care vrea să renunțați, pentru că s-ar putea să fie vorba de acest trio, totuși lucrurile se reiau. Între voi totul este și va fi imprevizibil și greu de controlat. Aici este un mesaj pe care cred că ar trebui să fiți puțin atenți, că s-ar putea ca în momentul în care să vă revedeți să nu vă mai despărțiți niciodată. Zorii zilei, dimineața, la fel o perioadă importantă, probabil că va veni atunci, vă va bate la ușă, vă va trimite un mesaj, etc., etc., vor sări scântei, bineînțeles, în zorii unei zile și tot în zorii unei zile există această chemare, acest call, acest telefon, acest mesaj. Poate când vă treziți mâine dimineață, în 4 zile, în, eu știu, 4 săptămâni, surprinzător, spontan, pe nepusă masă, vă treziți cu un mesaj de la această persoană. Ei bine, odată stârnit acest foc, această scânteie, v-am zis, totul s-ar putea să devină de necontrolat, de nestăpânit, o pasiune sălbatică, o pasiune care, să știți, vă împlinește, pentru că unul fără altul cred că nu puteți și nici n-ați putut să mai zâmbiți dacă n-ați mai fost cu această persoană și universul intervine, vă oferă această oportunitate, iar voi deveniți conștienți că este o oportunitate de care ar fi bine să profitați, pentru că alta s-ar putea să nu mai existe. Așa că, dragii mei dragi, este vorba despre o turnură, o schimbare de plan, o schimbare, da, de planuri în planul iubirii, care va veni ca un fulger pentru voi. Dar spirite puternice, spirite feroce, multă pasiune și cred că este vorba despre, nu știu, o revenire în forță, nu știu cum să-i spun. Oricum, este ceva absolut wow, adică dintr-o dată așa, unde nu se întâmpla nimic, apare ca o flacără, ca un fulger. Și acum când mă gândeam, odată cu apariția acestui mesaj în zorii zilei sau ceva se va întâmpla în zorii zilei, hai să vedem ce anume se va întâmpla. Au sărit multe, dar nu s-a întors nicio carte. Deci tot așa, bum, un fulger. Ia că mi-a tras atenția această carte. Ce se va întâmpla? Veți traversa aceste obstacole. Deci odată cu acest mesaj, zic eu, sau odată cu această întâmplare din zorii zilei, este vorba despre o nouă fază. Așa că pregătiți-vă de unire, de uniune, de reuniune. Ce să vă mai zic mai mult? Bun, haideți să vedem pentru cei care aleg a doua variantă, culoarea verde sau tămâia cu aromă de floare de nard. Nu mai văd nimic. Ok, 12. Ok, vă plac mesajele cu ajutorul cărticelei mele, dragi? Ok, hai să vedem trei cărți din acest pachet de cărți de oracol. Planul iubirii pentru cei care aleg varianta a doua sau culoarea verde sau tămâia cu aromă de floare de nard. 1983-1975, litera D. Dacă cochetați cu ideea de reîncarnări, și dacă aveți, eu știu, posibilitatea cu persoane avizate, bineînțeles, care fac regresii, întoarceți-vă în faza aceea, în etapa bizantină, pentru că s-ar putea ca atunci să vă mai fi ciondănit odată una peste alta. Oricineva locuiește undeva într-un bloc turn sau undeva cu o panoramă, s-ar putea să locuiască într-o zonă unde are o panoramă splendidă. Acestea sunt doar mesaje suplimentare menite să vă identifice mai tare cu această etalare. Nu trebuie să fie musai pentru toată lumea. Există de asemenea un blocaj, un scut între voi doi, s-ar putea să nu vorbiți, sunt trei cărți, mulțumesc cu recunoștință. Avem un vărsător, un capricorn, un berbec, o balanță, un leu și o fecioară în primă fază, dar și multă pasiune și exact cum spuneam, este vorba despre conflict.
conflict însoțit de blocaj, însoțit de nevorbit, râcă, disensiuni, pasiune, chisem su takin. Avem, bineînțeles, o teamă de noi începuturi. Dacă mă împac cu această persoană, dacă revine în viața mea o persoană cu care sunt în conflict. Pentru că este vorba despre recuperare aici, recuperare. Se recuperează, vă recuperați, vă luați dragostea înapoi, dar cu toate acestea vă este teamă. Oare va mai fi la fel sau oare ajung în același punct? Iar o iau de la capăt, sufăr. Din nou, persoana asta, vă spuneți voi, va fi schimbată. Ați văzut că la prima etalare este o persoană care se schimbă extraordinar, revine extrem de matură. Pentru că sunt aceste conflicte, frică, persoane cu părul deschis, cu ochii deschiși, cu pistrui, în unele cazuri, multă pasiune. O persoană care se gândește. Aici vă simt mai mult pe voi sau cel puțin persoanele care se uită în acest moment la această etalare. Vă simt mai mult pe voi și fricile voastre vis-a-vis de recuperarea acestei relații după conflict sau după blocaj. Sau, în alte cazuri, posibil să fiți tot voi, energia voastră s-o simt, persoanele care se gândesc dacă vreodată veți mai relua legătura cu persoana asta care v-a blocat, cu care nu mai vorbit. Ce este cu persoana aceasta? Și eu sunt foarte curioasă să știu, pentru că aici doar pe voi în primă fază v-am simțit, s-ar putea să fie și energia generală a acestei etalări. Dar vreau să știu acum că grijile voastre vis-a-vis de această persoană le știu. Sunt două, cum spuneam, nu mai repet, dar vreau să știu din partea persoanei la care voi vă gândiți ce simte în momentul de față, din punct de vedere al lunii octombrie. Este vorba despre tentație. Persoana asta este extrem de tentată. Tentată de a cuceri ceea ce nu poate să aibă. S-ar putea ca dumneavoastră să fi fost în unele cazuri un soi de pradă, nu neapărat ușoară, să vă fi considerat la un moment dat o pradă. În momentul în care ați cedat destul de ușor, atunci s-ar fi putut să plece mai departe. Pentru că persoana asta și în momentul de față se află într-un conflict mental. Un conflict cu el însuși sau cu ea însăși după caz. De ce spuneam acest lucru? Pentru că nu știe momentul de față ce să facă. Pe de o parte va bloca sau nu vorbește sau stă în umbră sau pur și simplu nu mânați mereu legătura cu el sau cu ea. S-ar putea să fie într-o relație de căsnicie eșuată, persoana aia să-i fi dat libertate, ok, nu mai vrei să fii cu mine, ok, fii cu cine vrei, la revedere. Să zic că în primă fază, vai ce mă bucur că mi-ai redat libertatea, dar știți cum, are ușa deschisă, dar nu pleacă. Ok, vrei să pleci? Pleacă, nu te ține nimeni cu forța. Nu știe ce vrea, are libertate, dar nu știe ce să facă cu ea. De aceea vedeți această persoană într-o tornadă emoțională de a da cu el de pământ, de numă. Pe de altă parte, v-am zis, s-ar putea să fie tentată persoana asta să cunoască și alte ființe. Adică va bloca pe voi, dar să nu rămână la ideea asta de nu mai sunt cu nimeni, mă întorc acasă. Poate că s-a întors. Poate că s-a întors la o relație de mult, poate că s-a întors la o relație de căsnicie, dar persoana aia nu l-a mai vrut sau n-a mai vrut-o. Și a deschis ușa și atunci nu mai pleacă. A, păi stai așa, păi ce fac? Păi cine alergă după 3-4 iepuri deodată nu mai prinde niciunul. Și atunci în mintea acestei persoane s-a creat un conflict atât de tare încât zice, ok, păi ce fac? Că până acum am fost și cu X și cu Y și cu Z, am înșelat, am păcălit, m-am întors și uite așa, am avut parte, Doamne ajută, numai de persoane care m-au suportat, m-am înțeles. Dar acum ce fac? Am mai trecut și timpul. Și atunci cine mă mai vrea? Și atunci inevitabil se gândește la cine l-a înțeles cel mai mult și mai bine. Păi la voi. Dar ce face? Că v-a blocat. Păi să dăm un semn de viață. Și vă dă. Posibil să vă dea acest semn de viață și să vă spună că vrea să recupereze.
tot ce a pierdut în momentul în care a hotărât să fugă, să plece, să nu mai fie cu voi, să vă trădeze sub o formă sau alta. Dar în momentul de față este vorba despre acel conflict. Oare o mai iubesc, oare mă va ierta, oare. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, fie bărbat, fie femeie, vă gândiți, ok, dar recuperăm, dar ce fac? Dacă este o persoană care este ușor influențabilă, mai ales de persoanele de sexul opus, păi și zboară din floare în floare. Mă vrea acum, dar oare voi fi împreună până la adânci bătrâneți cu această persoană și numai bine o să putem să și aflăm. Că nu degeaba ați ales culoarea verde. Culoarea verde știți că este culoarea primăverii. Aici este tot culoarea verde. Este vorba despre revenire, recuperare, renunțare la vanitate. Primăvară, înflorit, reluare, nu știu. O să vedem despre ce este vorba. Și aici avem o bufniță. S-ar putea să revină pentru că are nevoie de niște bănuți. Acum v-am spus, repet, mai ales pentru abonații noi, urmăritorii noi, s-ar putea să fie vorba despre o nevoie pe care persoana asta o are vis-a-vis de voi. Pentru că are nevoie de niște bănuți, s-ar putea să nu apară sau să recupereze. Sau poate că dumneavoastră încercați să recuperați de la această persoană o sumă de bani. Că dacă v-a șuntat și dacă v-a păcălit și va iubita mea, va iubitul meu, dar am nevoie de bani ăștia, i-ați dat și i-ați mai văzut? Nu. Ei bine, acum s-ar putea să aibă iar o anumită... Eu zic că e vorba de niște bani, dar dacă, eu știu, vrea să recupereze o investiție emoțională, poate că are un beneficiu de la voi. Voi l-ați înțeles sau ați înțeles-o și doar voi puteți să îi ajutați. De ce nu? Adică vrea să recupereze, este vorba de recuperare și de bani sau să recupereze această relație pentru anumite beneficii pe care voi le-ați avut împreună. S-a întors această carte și cred că s-ar putea să vă spună că vă este și v-a fost fidel sau fidelă. Acum dumneavoastră știți dacă în continuare este acea persoană care vă păcălește sau dacă a fost acea ființă care a știut să jongleze puțin cu chestia aceasta. Eu ție ți-am fost fidel, fidelă, nu te-am înșelat niciodată sau ai știut de la început. Adică pune în joc fidelitatea, știți? Se erigează într-un cățel, știți cum, un prieten sincer, un câine credincios, din câte se pare. Sau s-ar putea să vă spună, uite, începând de astăzi, eu îți dau cuvântul de onoare că voi fi fidel. Nu o să te mai înșel niciodată, a fost o greșeală. Recunoașteți genul de persoane? Este o etalare tranșantă, sunt informații tranșante, dar v-am spus, în momentul în care simt, nu vă ascund. Știu că foarte multe persoane mă ceartă și îmi spun să spun doar lucruri frumoase și să le mint frumos, dar nu pot să fac. Nu am fac chestia asta doar de a... Recuperare, 1980, am spus 1988, 83, cam pe aici. Este o persoană care își dorește foarte tare ca lucrurile între voi să se îmbunătățească. În continuare este vorba de recuperare, dar planul financiar joacă un rol important. Acum dumneavoastră vedeți despre ce este vorba în propoziție și de ce se întoarce. Măcar sunteți puși cumva în gardă. Nu știu ce să zic, nu simt că este vorba despre o iubire, adică se întoarce pentru că vă iubește, ci se întoarce pentru că are nevoie de a recupera ceva, recuperarea beneficiilor sau chiar voi s-ar putea să-l primiți în viața dumneavoastră pentru că trebuie să recuperați niște bănuți. Haideți să vedem. Încredere în primul rând, încredere în planul divin, s-ar putea să primiți un răvaș să vă scrie, să vă dea un mesaj că vrea să întâlnească cu voi, să vorbească despre ceva. Nu pot să vorbesc la telefon cu tine, doar vreau să vii să ne întâlnim pentru că vreau să, mă rog, să-ți comunic ceva, dar nu la telefon. Vedeți, este un pionaș, pionul pe o tablă de șah. Are senzația de șah, am zis? Nu știu ce am. De șah, are senzația că vă poate manipula. Este vorba de manipulare, are senzația că dacă vă ia că este câine credincios, că este o persoană fidelă sau va fi fidelă toată viața, dacă îl mai ajutați măcar o dată, ia uitați, cu bani, vedeți?
Deci, partea financiară joacă un rol extrem de important și acest pionaj care înseamnă că poate să controleze totul. Ei bine, nu știu dacă nu mai poate controla, poate îi place rock-ul, poate îi place, eu știu, sau poate se și jură, știți cum, se și jură și l-am prins cu rața în gură, că vă va fi fidel. Fidelitate cu beneficii, 2004, la fel un rol extrem de important are acest an, o persoană care poate este șatenă cu ochii căprui, posibil să fie și din alt oraș, din altă țară, poate să fie, să văd, Oceanul Atlantic, la fel, ah, că mi se întrerupe iară, imediat o să revin. Se întrerupe, nu știu de ce, poate că legătura asta este întreruptă. Spuneam, alesesem deja câteva obiecțele de aici, o să le iau. Era vorba despre bănuț, era vorba despre pion, dacă nu mă înșel, da. Da, și despre un mesaj, un răvaș. Posibil să vă invite undeva, să vă scrie un mesaj în care o să vă spună vreau să ne întâlnim, dar să nu vorbim la telefon, vreau să-ți comunic ceva, având cumva în minte că vă poate manipula acest pion, are senzația că vă poate muta pe tabla de șah, dar și nu cred, pentru că, vedeți, este vorba despre o chestie care are la bază acești bănuți. Este un fel de XY, joacă, știți cum, ca în jocul acela cu X și 0, care face mutare, știți exact cum vorbesc de acest pion. Se gândește să facă strategic o mutare astfel încât să beneficieze de o sumă de bani sau poate că dacă nu are o sumă, dacă ați împrumutat această persoană cu bani, să vă ducă până la Ana, la Caiafa și să nu vă dea, să nu puteți să recuperați. În sfârșit, posibil să vă spună că nu stă foarte bine cu serviciul sau că vrea să-și deschidă o afacere în care să fie el să centreze, el să dea cu capul și să-l ajutați dumneavoastră, pentru că acesta este un pas extraordinar de important care vă va ajuta pe voi să aveți o situație financiară bună. Nu mi se pare că este o persoană care, nu știu, sau, nu știu, lucrează undeva, vrea să-și deschidă o, cum se spune, unde se, cu cafea. În sfârșit, bistro, 2004, v-am spus, un an, de fapt s-a întrerupt, un an important, 2004, cineva poartă cozoroc, mesaje experimentare, bineînțeles, cu persoane șatene cu ochii căprui, să-i placă rocul, poate să vă despartă Oceanul Atlantic sau pe acolo și v-am spus că este o persoană care își dorește să ascensioneze, să depășească toate problemele dintre voi, dar cu scop. Deci persoana asta are un scop și să știți că, mă rog, ori lucrează, poartă, și s-ar putea să poarte și pălărie, ori lucrează în mină, ori, nu știu, sapă, oricum sapă după indicii să vadă în ce ape vă scăldați, ca să poată să se apropie cumva de voi, de beneficiile pe care le are cu voi. Și între timp am trăsesem o carte, de aceea asta i s-a întrerupt. Ce urmărește și ce scop are este de a escalada, da, orice conflict între voi, în sensul de a trece de orice conflict, de orice obstacol și a intra într-o nouă fază, pentru că își dorește să se să fie împreună cu voi. V-am zis, o să vă probabil că se jură că va fi o persoană fidelă. Nu mi inspiră mie cel puțin acea încredere 100%, dar acum voi știți despre ce este vorba. Eu o să văd, o să cer ajutorul ghidilor spirituale, să vedem dacă intențiile sale sunt în regulă. Văd și Franța pe aici, o persoană care poate pictează, sau îi place pictura. Ok, leu, poate să fie în zodia leului, s-ar putea să fie o întâlnire în care
Există posibilitatea unui scandal, de ce să nu vă spun, s-ar putea să se cutremure pământul în momentul în care urlați în sfârșit ca o vijelie. Eu zic că este vorba despre un conflict, să știți, și situația dintre voi este destul de fragilă și delicată. De asta zic că poate că este o persoană cu ochii oblici, de asemenea, partea aceea de China, Japonia, în sfârșit, e chineză, e chinezoică. Este o persoană care este în bătaia vântului, nu este o persoană care își face planul pe termen lung. Mă gândeam la seriozitatea sa. Se retrage, bineînțeles, când simte că nu are câștig de cauză, se retrage, că dacă se întâlnește cu voi și se ceartă cu voi și voi începe să-i reproșați, da, ai plecat, da, mai părăsit, mi-ai luat și banii, în sfârșit, s-ar putea să zic, păi da, eu am venit, dacă nu mă vrei, se retrage fără nicio problemă, adică nu insistă. Fecioară, de asemenea, este vorba de un trio, mai este cu cineva, zuișa zborul, vedeți, din creangă, de pe creangă, pe creangă. Este o relație chinuită, din câte simt prin intermediul acestui mesaj. Apare, reapare, nu zic, pas cu pas, așa tot încearcă să intre în viața noastră și să vă încurce ploile mai mult. S-ar putea să fie o înfruntare. De asta zic, între dumneavoastră și această persoană. Și la telefon s-ar putea să fie un apel. Persoana asta s-ar putea să fie așa neînfricată, să vă dea telefon și să știți cum este, cea mai bună apărare e atacul. Cred că așa va face cu voi, dar cred că o să întâlnească un zid, se va lovi de un zid. Este nevoie de multă stăpânire de sine. Dar, nu știu cum să vă zic, este exact ca ciuperca care apare după ploaie. Adică răsare din temir ce în momentul în care are nevoie de ceva. N-aș putea să vă spun altceva, să știți că nu pot să vă mint. S-ar putea să fie o persoană cu litera L, de asemenea, R, A, are un ego extraordinar, doar el contează, eu, peste tot eu contez. Taur, de asemenea, Berbec, Capricorn, s-ar putea, în unele cazuri, să fie și un soi de pace, dar în momentul acela, până vorbiți. Știți? Nu este foarte matură persoana asta, acționează exact cu voi, exact cum nu trebuie. Cred că n-a știut niciodată să vă descifreze, n-a știut niciodată să vă ghicească comportamentul, să știe cum să vă ia. Cred că dacă ar fi știut cum să vă ia, ar fi fost minunat, dar vedeți, a avut altele în cap, alte, nu neapărat să vă fie alături, ci beneficii. Nu, chiar nu am ce să, nu știu ce să zic, n-am cum să zic altfel. Sunt convinsă că, mă rog, nu este o etalare care se potrivește tuturor. Hai să vedem etalarea numărul 3. Da, s-a întrerupt. O să vedem atunci la momentul potrivit. Dacă mă ajutați, eu o să pun etalările. Dragii mei, o persoană care posibil să aibă în jurul vârstei de 38 de ani, poate să fie și 1975, este vorba despre o persoană care îi plac foarte mult trandafirii sau parfumul cu aromă de trandafiri, săpunuri, etc. 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 Haideți să vedem planul iubirii pentru cei care au ales a treia variantă în luna octombrie. Cei care au ales a treia variantă mi se pare că sunt destul de imuni sau au devenit între timp destul de imuni la suferință. Și cred că sunt foarte multe persoane care nu au cuplu, sunt fără cuplu, dar într-o oarecare conexiune, cred eu.
persoane care nu mai au așteptări. Ce o fi mami, o fi și tati. Ce o vrea bunul Dumnezeu aia să se întâmple. Nu mai am speranțe, doar meditez, doar sunt în stand-by, sunt ok și înțeleg experiențele vis-a-vis de o persoană la care mă gândesc. Sunteți o persoană matură, o persoană care a învățat din lecțiile anterioare. Vorbim despre persoane din Taur, Rac, Pești, Scorpion, persoane grizonate, cu ochii negri. S-ar putea să fie persoane care au nevoie, mai ales dacă sunt bărbați, au nevoie de a fi înțelese, a fi înțeleși. Și eu aici văd că persoana asta la care vă gândeți voi are nevoie să fie înțeles. Pune-te în pantofii mei și să vezi că momentele în care, eu știu, noi nu am fost împreună sau că n-am vorbit sau că eu m-am retras sau că nu am mai dat niciun semn, a fost pentru că urmează explicația și dorința sa ca acești ghețari de jur împrejurul vostru să se topească. Pentru că și la voi este un blocaj, dar nu știu neapărat dacă v-a blocat efectiv pe rețele de socializare sau... Eu știu, există acel bloc cât nevorbit. Persoana asta mi se pare că este sau s-a retras cu scop. Posibil să-i se fi întâmplat anumite situații în propria viață și cred că a încercat pe cât posibil să-și rezolve aceste probleme. Nu neapărat că nu v-ar iubi sau nu neapărat că n-ar fi, nu s-ar gândi la voi și că nu ține la voi, ci pentru că în viața sa s-a întâmplat o situație, cel puțin, în care a trebuit să, cum să vă spun, să fie rezolvată, indiferent de câtă distanță a fost între voi. O persoană care posibil să fie avut de-a face cu tot soiul de situații materiale, financiare, să nu fi stat foarte bine cu banii, să fi fost vorba despre o nereușită în afaceri, la serviciu, nerecuperare de bani. Sunt foarte multe situații care l-au preocupat foarte mult în ultima vreme. Însă vrea, simte și își dorește să înțelegeți în momentul de față sau să-l înțelegeți pentru că este chiar, nu știu, dacă ar fi mâine, ar fi absolut minunat să vă dea un mesaj sau de mâine sau o zi sau maxim o săptămână să existe posibilitatea unei noi aventuri alături de această persoană. S-ar putea să fie o relație extraconjugală care se reia după o perioadă de stagnare în care celălalt a avut ceva de făcut. Este vorba despre alegeri. Alegeți să fiți cu această persoană, dar să înțelegeți. Să înțelegeți viața, să înțelegeți jobul, să înțelegeți dacă este într-o altă relație sau să mergeți mai departe către alte relații, către noi aventuri. Deci cu persoana asta sunt șanse să rămâneți doar dacă îi veți înțelege statusul, inclusiv cel material, săgetător și aici, sau dacă este căsătorit, ia uita, Scorpion, săgetător, balanță. Posibil să vă lase această alegere. Știi despre ce este vorba, știi că altceva nu pot să fac. Este o situație în care tu trebuie să alegi, te pui în locul meu sau mergi mai departe. Adică vă dă această mână liberă. El dorește să fiți din nou împreună sau ea. Adică nu zice, nu. Așteaptă ca relația să se îmbunătățească între voi, se gândește la voi, fără doar și poate. O să mai aleg, sunt trei, deja sunt trei. Se gândește la voi, bineînțeles, ia uitați, vă lasă vouă decizia, poate că v-a spus că este o persoană care, eu știu, vă este fidelă. Eu sunt fidelă, îmi place de tine, te iubesc, chiar dacă... eu știu, mai am o relație sau chiar dacă sunt căsătorit sau căsătorită cu jobul meu. Una e una, alta e alta, dar nu pot fi întotdeauna lângă tine sau nu pot fi totdeauna când ai nevoie de mine. Nu pot fi tot timpul prezent atunci când vrei tu și nu pot să iau o hotărâre
pentru această relație. Cel puțin nu acum, dar v-am zis, vă este fidel, vă este fidelă, se gândește la voi în continuare, nu zic nu. Puțin, dar se gândește puțin. Se gândește, dar nu tot timpul. Adică nu este acea pasiune, acea nebunie curată, nu mai pot fără tine. Este o persoană care, cred că, dacă este cazul, are la statusul de pe rețele de socializare într-o relație deschisă. Adică s-ar putea să accepte chestiunea aceasta, ca dumneavoastră să mai aveți și alte relații pe lângă el sau pe lângă ea. Adică este o persoană care vă oferă acea libertate. Nu te pun eu să stai cu mine până la adânci bătrâneți. Ăsta sunt eu, asta sunt eu, nu pot mai mult de atât. Adică după modelul ăsta sunt. Nu pot să merg mai departe, să-mi las o familie, să-mi las o relație, să-mi las o căsnicie sau nu știu ce își lasă. Ce are acolo pentru a fi cu tine până la adânci bătrâneți. Relația va merge în continuare așa, e chestie de alege. Persoane șatene, v-am zis, vizionate cu ochii negri în unele cazuri. Am luat, da, cred că și acesta treia să-l las. Ok. Da, în unele cazuri să știți că este căsătorit cu planul acesta financiar, cu serviciul, poate că are pe cineva în care, cum să vă spun, o persoană pe care o întreține sau are anumite obligații, trebuie să dea bani, pensie alimentară sau poate că nu se separă din cauza unor obligativități, are pe cineva, de exemplu, în întreținere. Ține foarte mult cu ce a construit până acum și nu este gata să facă acel pas nebunesc, adică să dea cu banul ca să, știți, nu își permite luxul ăsta și nici nu cred că își dorește. Din nou avem această figură romană, dacă vreți, posibil să lucreze în cadrul armatei, de ce nu, să fie factor de decizie, așa să aibă barba ușor pronunțată și nasul turtit. În unele cazuri este o persoană care nu crede că tot ce strălucește este aur, bineînțeles, asta în cazul în care vorbim despre această relație a voastră. Posibil să fi plăcut foarte tare la început, să fi fost foarte atrasă de voi, după care să înțeleagă că una e una, alta e alta. Adică iubirea extra, aventuri sunt aventuri, ce are acolo e stabil, nu cred că va renunța. Există zodia elefant? În zodiacul chinezesc, eu am promis că tot mă apuc de studiu, dar nu, că iar nu mai aveam timp. În orice caz, știți că elefantul cu trompa în sus aduce noroc. Deci eu zic că sunt șanse destul de mari ca lucrurile să meargă conform dorințelor voastre, dacă vreți ca relația aceasta să meargă în continuare așa cum a mers până acum. Știm că persoana asta nu poate să renunțe la obligațiile sale. Persoane șatene cu ochii căprui, 2004, la fel un an destul de important. Există și o distanță destul de mare între voi, dar și o tentație foarte, foarte mare. Fără doar și poate atrageți această persoană foarte mult și este foarte mult atrasă de voi persoana asta fizic foarte mult. Posibil să fiu de asemenea o piedică de vârstă. Energia feminină să fie mai tânără sau invers, nici nu contează, dar diferența de vârstă cred că există aici, fără doar și poate. Cred că există această reluare de legătură, pentru că nu mai sunt, cum să vă spun, cade, probabil vom bloca, se deznoadă așa anumite energii. Între voi să știți că este o legătură, dar pasiunea asta vă ține foarte mult, dacă vreți, vă ține foarte mult în loc. S-ar putea să fie, cum spuneam, Capricorn, Taur, Berbec, litera S, D, F, V, B și chestii repetitive. Adică la voi nu este prima oară când nu mai vorbiți, nu este prima oară când puneți deadline-uri, s-ar putea, dacă sunteți mai tinerică, să-i spuneți acestui bărbat sau, mă rog, neapărat de vârstă, să-i impuneți niște termene limită. Dacă nu vii seara asta, nu mai vorbim niciodată. Ori acum, ori dacă ai plecat pe ușa aia, nu te mai întorci. E bine, persoana asta face exact ce spuneți voi. Adică vă lasă pe voi să decideți. Vrei să nu mai fii în viața ta? Ok, nu mai sunt.
Și atunci voi să vă enervați și să spuneți, aoleu, dar nu, nici măcar nu luptă puțin pentru mine, nu, pentru că probabil v-a zis de la bun început cum stau lucrurile. Deci este o relație destul de, zic eu, tensionată, poate să fie o persoană care s-ar putea să aibă și chelie în unele cazuri și puțin păr așa, dar un uniformă, să schimbe uniformă, 1977-67, poate să fie, poate 87, cu G, Giovanni, Giovanna, Ion, Ioana, Giorgio, Giorgia. Și cred că foarte mult l-ați pus așa pe un piedestal, așa l-ați transformat într-un zeu sau într-o zeiță. Da, nu cred că renunță, să știți, cu una, cu două, la ce a construit în prezent pentru a fi totalmente cu voi. Dar v-am zis, se gândește la voi, ține la voi, vrea să fiți împreună. Totul depinde de voi. Hai să vedem ce va fi cu voi. Dacă veți înțelege exact cum a ieșit și în această carte, dacă îi veți înțelege și eu știu toată situația aceasta, sunt toate șansele ca voi să aveți noroc, cum spuneam și cu acele elefanțări cu tromba în sus. Deci s-ar putea să aveți noroc în sensul că veți fi împreună atâta vreme cât nu vă pierdeți demnitatea. Adică să nu vă faceți preș în fața acestor persoane. Facem până la urmă ce vrei tu, doar să fii cu mine. În general este vorba despre dobândirea demnității, redobândirea demnității. Să nu faceți lucruri care nu vă onorează doar de dragul de a fi cu această persoană pe care în unele cazuri ați cam situat-o acolo pe un piedestal. Există reînnoire constantă acestei relații, cum spuneam. Cred că vi s-a mai întâmplat această fricțiune între voi doi. Și de fiecare dată ajungeți la concluzia că tot voi ar trebui să faceți primul pas și îl faceți. Adică exact ceea ce am zis mai devreme. Datorită vouă, sau voi țineți relația aceasta, nu ei sau ele. Posibil să fie o bucurie destul de importantă odată cu reapariția în viața dumneavoastră acestei persoane. Din punct de vedere al sănătății, văd că sunteți ok, cred că toată această stare de încredere și de bucurie vă dă o sănătate foarte bună. Și de ce spun acest lucru? Sau vă echilibrează din punct de vedere emoțional? Pentru că voi fără aceste persoane parcă nu puteți să existați. Știți cum sunteți în simbioză, așa, fără persoana asta parcă nu mai râdeți, parcă nu mai este nimic așa drăguț în viața de zi cu zi. Aveți soarele, de asta zic, sunt perspective pozitive, perspective luminoase, în prezent soarele iese pe strada dumneavoastră pentru că lucrurile evoluează între voi. Eu zic că sunt șanse să redeveniți iubiți sau iubită, dar aveți grijă cu zeitățile astea, să le puneți pe un piedestal astfel încât voi să nu mai aveți acea demnitate. Aici văd că se repetă acest mesaj pentru voi, s-ar putea să fie o etalare de atenționare în unele cazuri și v-am spus, diferența aceea de vârstă există în continuare și lucruri care se fac pe repede înainte sau sub impulsul momentului cauzate de această diferență de vârstă. Eu zic că va fi o schimbare destul de majoră, din câte se pare aici, care va aduce o nouă perspectivă. Aveți soarele, sorin, blonzi, ochii verzi, ochii albaștri, ochii căprui deschis. Se vor mai scrie niște pagini, adică voi doi cred că cu siguranță veți fi împreună, fără doar și poate. Cu adăugirile pe care le-am spus. Și aflați un adevăr, aflați ceva ce vă iluminează sau posibil să vă setați dacă vreți niște reguli, niște legi, așa, da? V-am zis, multă pasiune, atracție, chestii nebunești,
6, la fel este o cifră care predomină această etalare. Șanse foarte mari să fiți împreună și chiar să fie relația visurilor voastre. L-ați visat, ați visat-o, aveți parte, parcă visele devin realitate. Nici nu știu dacă să, adică, cum să zic, dacă este o chestie super benefică pentru voi sau dacă va fi cu bătaie lungă, știți? Mai ales dacă persoana asta nu e dispusă să renunțe la ce a construit pentru voi, dar cred că veți fi mulțumit să trăiți și așa, numai să fie în viața dumneavoastră prezent și prezent și va fi, pentru că v-am zis, se gândește la voi, nicio problemă. Dragii mei, cam atât în ceea ce privește această etalare pe seară. Am făcut-o, îmi cer scuze, nu am reușit să mă încadrez în timp. Destul de multă activitate în această săptămână. Eu vă urez să aveți o noapte binecuvântată, cu iubire, cu liniște și cu pace sufletească. Să aveți parte de acuș un weekend absolut minunat. La mulți ani tuturor celor ce aniversează ziua de naștere în acest final de săptămână. Aveți grijă de voi și încercați pe cât se poate să nu faceți lucruri care v-ar întrista și mai tare, știți? Să vă călcați voi cumva pe mândria voastră ca să faceți alte persoane să se simtă confortabil. Vă pup, aveți grijă de voi. Noapte binecuvântată. Telecomandelul meu.